Mulțumim Academiei Civice pentru că în parteneriat cu aceste minunate doamne de aici, de la Academia Civică, organizăm întâlnirile pentru a-i evoca pe cei care au suferit în închisorile comuniste. Vă mulțumesc și cedez repede microfonul tinerilor mei colegi. Și tinerii colegi, eu citează microfonul invitatului nostru special din această seară, domnului Radu Creangă, care este fiul, pentru cine nu știe, lui Mihai Creangă. Vă rog, domnule Creangă. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă mulțumesc că ați făcut efortul de a veni, niciodată atât de simplu pe cât pare. Și înainte de orice o să îi dau la rândul meu cu părintele Teodor Beiu, care este părintele duhovnic al tatălui meu, care a debutat în presă la România Liberă și mai târziu a continuat cu la Line sub conducerea tatei, care ulterior, fiind preot, a spovedit de mai multe ori pe tata și care l-a și întâlnit în ultimele zile de viață și care îi și mulțumesc cu acest preș, că de fiecare dată când tata avea nevoie a fost la căpătul lui. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Că amestecă foarte mult. Luați aminte la amestec. Nu e suficient să fie prezentat patriarhul, nu e suficient să fie prezentat un preot. Ci este foarte important cum tu, preot regizor, pui la un moment dat ceea ce este abatere de la firesc. Cel puțin două scene. Nu trăim așa. Nu stau împreună cu dumneavoastră ca să văd părțile negative, părțile desuete, părțile care nu ne fac cinstire ca oameni. Ci stau cu dumneavoastră pentru a vă presui, așa cum l-am presuit și pe domnul Mihai Creangă. Acesta este, cred, lucrul cel mai important pe care vi-l subliniez. Că avem de recuperat în continuare o firească între pătrundere, între omul care are această putere a credinței și omul care caută încă o stabilitate. Domnul Mihai Creangă a avut această putere a credinței până la finalul vieții. Vă mulțumesc! Pentru că părintele pe eu a rostit cuvântul magic și anume tineret, mă văd nevoit să intervin și să spun că există în tânăra generație câteva exemple de tineri, unul în sală, are și Andrei Păuna, care pot reprezenta o speranță, numai că există o problemă pe care domnul Andrei Dimitriu o știe și o sublinează de fiecare dată, unde îi găsim și cum facem în așa fel încât ca ei să fie scoși în față. Ei există, numai că trebuie scoși în față. Și acum închid paranteza și ne întoarcem la domnul Radu Creangă. Iar eu mă întreb către doamna Maria Ploaie, care vă va prezenta o scurtă poezie a tatei ce trebuia să apară în ziarul arestat rândului de securitate. Și era în pagina a doua, așa că este foarte rară, fiindcă pagina întâi a fost reprodusă de foarte multe ori, inclusiv la Muzeul Presei la Washington, dar pagina a doua deloc, de aceea nici nu i-am găsit a treia strofă și nu sunt decât cele două pe care mi le aminteam. Și de asemenea un scurt fragment al tatei, scris după, în domiciliul forțat la Târgu Jiu, după ieșirea din închisoare. Hristos a înviat! Am să încep, înainte de a trece la rugăciune și poezie, la o mică amintire legată de Mihai Creangă. Eram la Muntele Ascuns, eram încă studentă, alături de Horațiu Mărăile, și jucam în Muntele Ascuns, scenariul scris de Mihai Creangă. N-are rost să vorbesc despre distribuție, era o distribuție grozavă, jucam în primul rând alături de Octavian Cotescu, care era profesorul meu și al lui Horațiu Mărăile. Eu eram proaspăt îndrăgostită de operatorul Nicolae Mărcineanu. Nicolae Mărcineanu îndrăgostit de mine. Alerga pe stânci și înculegea buchețele de flori de stâncă, cele mai frumoase flori, și nu îndrăznea să mi le dăruiască. Și eu îmi spuneam, Nicolae, le-ai cules pentru mine, nu-i așa? Mihai era și el pe lângă noi. Ne urmărea și la sfârșit de film, era o sărbătoare, nu știu cum se chema, sfârșit de film, în fine, când ne adunam toți și sărbătoream
încheierea filmărilor pentru actori în general, dar nu numai pentru actori. Nu era chiar așa plăcut, că se termina o perioadă minunată. Dar cadrul cu au început altele. În orice caz, Mihai mi-a spus, zice, l-am urmărit și mi-am plăcut de voi și am încredere în voi și nu știu ce va fi mai departe, dar eu în sinea mea să știți că sunt pentru voi un fel de naș spiritual. M-a tușat atât de mult acest gând, atât de profund al lui Mihai, acest presentiment de o bun, încât nu l-am uitat și am ținut să vi-l spun pentru că asta este legătura mea cea mai profundă cu Mihai. După aceea nu ne-am mai întâlnit foarte mult, dar după aceea ce a urmat, a urmat când ne-am căsătorit la 2 ani, că avem 3 copii, că avem 6 nepoți. Mulțumesc, Mihai, pentru presentimentul minunat pe care mi l-ai dăruit atunci. Și acum gata, gata, vorba bună. Îmi îndurasem tristețea cu calm, pentru că ea nu cuprindea nici teama, nici speranță. Spune undeva prost. Nu această sublimă, dar vană, totuși, resemnare. Am avut eu parte cât am stat în acel loc care era, este mai mult al fricii decât al speranței. Dar îmi mulțumesc Domnului, am înțeles încă dinăuntru care era sensul coborârii mele în groapă. Dincolo de plasa de sârmă și de gratiile ferestrei se vedeau turnele cu cruce din dealul metropoliei. Poate nu întâmplător, dar eu are ceva fără noimă în tot ce mi se întâmplă. Ultima noapte petrecută acolo a fost vinerea patimilor, ieșirea în sâmbăta mare. Unul dintre marile daruri, poate cel mai mare, care mi s-a făcut acolo, a fost timpul pe care puteam să-l închin rugăciunii. Înainte de fiecare masă, dimineața, la prânz și seara. Dacă uneori ancheta putea să mă rețină până la sări peste prânz, nimic nu mă bătea de la rugăciunile cuvenite fiecarei zile. Pot astăzi privi și auzi turturelele dimineții de la fereastra fără gratii a bucătăriei mele, ca și acolo răsăritul soarelui cade puțin în stânga pentru a îmbărbăta și înălța inima zi de zi. Dar abia acum, la mai mult de un an, îmi dau seama de ce regret celula. Mi s-a răpit răgazul rugii, iar mă terferește vesel viața. Însă pe o pagină a jurnalului de la Târgul Jiu găsesc scris: o zi fără Dumnezeu, o zi de lenevire spirituală, mai rău, de lenevire morală. Și mă aflu tot acolo, pentru vremea noastră de azi, a tuturor disperărilor, o frumoasă rugă din Kazan. Salutare! Ce scuze! S-a circulat grafic în București, dar mă bucur că am ajuns. Bună seara tuturor, oricând. Și, în primul rând, vreau să mulțumesc tuturor care sunteți aici. Înseamnă că, într-adevăr, Mihai a fost un om iubit, un om deosebit. Nu speram, pentru că au fost lansări, de exemplu, cărțile lui Corneliu Coposu,
10-15 oameni, 20 ori prezența și sunt convinsă că dacă nu era și timpul acesta și perioada post-vacanță, că mulți sunt plecați și n-au putut să vină, sala era și, și mai plină. Îi mulțumesc în primul rând lui Radu Creangă, mi-a făcut o surpriză teribilă, m-a pus în afiș, fiind sigur că voi accepta și, bineînțeles, mă bucur să o văd aici pe Angia. Așa cum a spus Radu, Mihai Creangă, voi vorbi cât pot de puțin, pentru că sunt mulți vorbitori. Mihai a avut 17 ani când nu a fost la România Liberă, dar vedeți cum se scrie istoria România Liberă. 17 ani, a lucrat la o revistă reînființată prin 68-72. S-a fost reînființată, preluând numele de la Alexandru Placuță, bineînțeles. Și a fost o oază în care se refugiau toți cei care voiau să scape de cenzura comunistă. Soțul meu a venit de la Informația Bucureștiului, devenise astenic de cum îi tăia orice critică, era ziarul Comitetului de Partid al Municipiului București. Super, super cenzurat. Și atunci am venit, l-au chemat prietenii lui la România Pitorească când s-a reînființat. Aici a venit și Mihai Creangă. Nu erau mulți oameni, erau, să zicem, cu toți, 20. Redactori, să zicem, 15. Era o echipă cum nu vă puteți închipui. Ei bine, dat fiindcă Mihai stătea, doar trecea bucla, cine cunoaște drumul taberei, trecea și venea la noi duminica dimineața, nu în fiecare duminică aș exagera, dar cafeaua se bea la noi de dimineață și o să vă spună Mihai Creangă ce mare Mihai Ogrinș. Erau trei Mihai, Mihai Sipoș, Mihai Ogrinș și Mihai Creangă, cei trei mari M de la România Pitorească. O să vă spună, gătea fenomenal, avea și rubrică în România Pitorească, Spânzură foame o semna. Și la ora 1 sau 12 spunea, trebuie să mă duc acasă să definitivez eu mâncarea. Era și cu Angia și cu mama Angiei, poate și Sabina crescuse un pic mai mare. Salut pe băiatul Sabinei aici și pe Sabina la Paris. Ei bine, el se ducea să pună, știți, pătrunjelul sau picătura aia care făcea mâncarea excelentă. Ei bine, prietenia noastră, ei aveau un fel de a, de a sărbători, cum să zice astăzi, team building, parcă așa se spune. Ei bine, și organizau singuri. La mine, la Buftea, la Vie, toamna, când era must, la Marina sau în altă parte, găseau un prilej să fie împreună, să fie uniți și nu se fereau unul de altul. Dar au existat, când eu am cerut dosarul, că n-a avut curajul soțul meu de la CNSAS, au existat și în redacție informatori, nu cred în ideea că n-au făcut rău. Și o să vă spun de ce imediat. Pentru că tu erai senin, chiar despre, pot să spun numele, pentru că a fost singurul jurnalist care a recunoscut că a fost și era tot în echipa lor, e vorba de Valentin Hosul Longin, un înger de om al, din grupul nostru. Când a fost Voci Curate, campania aia, să spunem cine a fost singurul dintr-o listă de 200 care a recunoscut. Eu și Mihai și eu am fost teribil de impresionați, dar Mihai îl recunoscuse în ce adusesem eu de la CNSAS, că am avut procură de la el. Și într-adevăr, noi am fost supravegheați tot anul 20, a scrie acolo, nu că mă laud eu, tot anul 1988 și tot anul 1989. Și Mihai l-a recunoscut, zice, ăsta e Valentin, dar uite ce frumos scrie despre mine. Ei bine, erau peste tot, nu putea să fie o redacție presă în țara asta care să nu aibă informatori în redacție. Soțul meu nu prea stătea cu ei, venea repede acasă, aveam copil mic, era plăcerea lui. Și prin decembrie 88 a început să vină, de obicei, la o revistă, la ora 3-4 terminau ce aveau de făcut, era revistă lunară, nici măcar săptămânal. Și a început să întârzie. Eu glumind, la noi n-a existat ceartă pe probleme din acestea, cum se întâmplă în ziua de azi, dar eu glumind, mă, doi, pe cineva nu se poate. Ce bine, de tot timpul întârzi. Și hai mă, fi serioasă, avem treabă, că ea ne-a întors revista de la tipar, era secretar de redacție și el ținea contactul cu tipografia. Și în această ipostază a lui de cunoscător, de tehnoredactare, care se făcea greu, nu ca astăzi, trebuia să știi cum se face o coloană de ziar, literă, ce pui, titlu și așa mai departe,
Mihai Creangă a avut încredere în Mihai Simoș și i-a povestit de această revistă, de acest ziar pe care vor să-l scoată. Ei bine, bineînțeles că mie nu mi-a spus nimeni, dar eu când am auzit la Europa Liberă că au fost arestați cei trei ziariști, eu am zis, Mihai, ca să nu ne încurcă, Mihai Simoș, tu ești din toată povestea asta, nu-i așa? Zici, a, mă, fi serioasă, să faci tu erou din mine, pentru că și Mihai și colegii lui de la România Pitorească, ai fi zis că nu, ei își văd feliuța lor acolo și n-au treabă să se apuce să protesteze împotriva lui Ceaușescu. Și atât de, nu cum, nu știu cum să spun, la o ședință de partid, că ai spus acolo cu ușile închise, nu știu ce, și pe urmă ești mare disident. Nu, public. Nu a vrut să-mi spună, dar Băcanu, Petrică, fac o mică paranteză, în decembrie a fost singurul loc din țară în care s-a spus că sunt 34 de ani de la căderea comunismului și primarul de la Brașov, Coliban, jos până mie, un tânăr extraordinar care a făcut atâtea centre culturale la Brașov, a zis că vrea să facă un colocviu. Și m-a solicitat, sunt cercetător CNSA, sunt cu cărți publicate în domeniul ăsta și zice, invitați pe cine vreți. Și bineînțeles, l-am invitat pe Petrică Băcanu, a acceptat să vină și l-am invitat pe Sorina Alexandrescu și a acceptat să vină și au fost și doi din Brașov. Am pus un video cu Dorin Tudoran, cu Vasile Gogea, cine își mai amintește, din Brașov și a fost o seară superbă. Și acolo Petrică Băcanu, la fel de modest ca și Creangă, când îl întrebai, răspundea așa scurt la întrebări și eu am zis, ori povestești cum a fost, ori nu mai povestești, pentru că ce ați făcut voi este într-adevăr. Nu i-am spus chiar așa de dur, dar mi-am permis, dar fiindcă recunoșteam, cum a fost posibil să apară ziarul ăsta? Că n-ați fost numai voi trei și cu inginerul Niculescu Maior, cred că a fost amintit numele lui, și dacă rulează, o să ne oprim un pic sau să spui tu, Radu, unde este Chivoiu, cel care a scos literă cu literă. Da, este acolo în dreapta. Și cu care am fost la un simpozion la Brașov, când a venit și Bukowski, a fost o zi de neuitat, un simpozion organizat la Brașov, nu știu dacă n-a fost și la parcă Bukowski venise special și ambasadorul Olandei. Ei bine, abia în... Băcanu mi-a zis că au fost în jur de 200, pentru că ei ajunseseră în faza în care căutau, eu reproduc ce a spus el la Brașov, căutau difuzori, bine, scoatem ziarul, dar ce facem cu el? Că nu se putea duce, cum s-a dus Radu, să pună în cutie poștală, deci trebuia difuzat și în toată țara. Și prin rețeaua lor, ei au avut sistemul ăsta de celulă, deci cel mult se cunoșteau 4-5, ceilalți nu știau cine sunt mai departe. Și Petrica a spus că până la urmă i-a deconspirat un domn medic care din Pitești, așa a spus el, i-a înregistrat video, care i-a trădat la propriu. Uite, apare revista. Dar eu sunt convinsă că atât casa lui Mihai Creangă, cât și casa lui Petrică, în Pajure, în București, chiar pe strada Paisei, parcă era, ca să vedeți ce coincidență, și a lui Anton Muncu și a băieților, erau supravegheate, dar ieri securitatea a stat să prindă cât mai mulți, să poată deconspira, să poată pedepsi cât mai mulți și când era în ultima fază de a difuza ziarul, atunci, la 6 dimineața, Radu, parcă așa era, au năvălit în casă, el era ultima clasă de liceu, voia să dea la istorie cu asemenea caracterizare, nu a mai putut, spre binele lui, că a făcut teologie, nu spre binele lui, dar ce-a putrăit atunci, să vezi dimineața cum îți năvălesc în casă, că ei numai dimineața făceau arestările și perchezițiile și n-au știut foarte mult timp de Mihai. Prin martie, eu îi spun lui Mihai al meu, du-te la Angie, aș dui un buchet de flori, ia un mărțișor. Fii serioasă, cum să mă duc? E casa supravegheată. E nu nimic, mă duc eu, nu te duce. El știa ce știa. Nu te duce și nu te duce. Ei bine, ei știau, nu era nevoie să mă supravegheze pe mine că mă duc la Angie. În mai, 3 zile l-au anchetat pe soțul meu, pe Mihai. Și aici vreau să vă spun, știau amănunte, când tu, e o masă de 12 oameni și tu ești singur și îți pun aceeași întrebare, cine a cercetat arhivele securității, știu cum te lăsa în pace nu știu câte ore și pe urmă iar reluăm aceleași întrebări, ce ai căutat în grupul lui Băcanu, pe cine mai cunoști și așa mai departe. Ei bine,
când îți spune, lasă că știm noi că ai cartea putare, eu chiar aveam solșenițe în casă adus din Spania, intrai în panică dintr-un amănunt oarecare pe care tu l-ai spus cel mai bun prieten al tău, fără să-ți dai seama că de fapt eu aveam și telefonul și toți l-ați avut ascultat în perioada aia. Ei bine, asta vreau să subliniez. Mihai la România Pitorească n-a fost singur. L-a avut pe Mihai Sipoș de partea lui și a avut două doamne care nu mai trăiesc și vreau să le evoc și numele lor, îngeri și ele, Natalia Dumitru, un fotoreporter de primă clasă, am luat-o pe urmă la dreptate, așa a fost fotoreporterul nostru și al lui Corneliu Poposu, și a fost, am lucrat la dreptate, am lucrat la televiziune și așa mai departe, pentru cine nu mă cunoaște. Și a fost Anda Raicu, poate cel mai bun jurnalist de turism care a existat. A fost soția lui Mihai Ogrinș, a preluat de la ea conducerea revistei. După Revoluție, bine, după așa zisa Revoluție, Mihai a venit în redacție, a spus, mă duc la România Liberă, alegeți între voi. Și bineînțeles, cu toți se băteau cu pumnul în piept. Până la urmă toți au votat-o pe Anda, care a condus revista până a murit, din păcate, la o vârstă când nu trebuia să, nimeni nu trebuie să moară. Doctore, când a murit un scriitor în Spania la 98 de ani, am trăit destul, zice, niciodată nu e destul pentru a trăi și pentru a nu muri. Deci asta am vrut să evoc perioada aceasta de la România Vitorească și să mai evoc încă Anda Raicu, nefiind membru de partid, am mutat-o la cooperația, la revista Cooperației Meșteșugărești. Pe Natalia nu mai țin minte, la Albina, la ceva. Ah, da, muncitoare. Iar la România Liberă, vreau să amintesc și numele Mirelei Roznovski, Roznoveanu acum, numele Tiei Șerbănescu, nu știu dacă este aici, și numele Iepafiș, și numele Floricăi Ichim, care și ele au avut de suferit, nu știu în ce măsură au fost implicate, dar cred că ar trebui adus să se scrie odată cartea acestui ziar și te sfătuiesc să adun articolele lui Radu, lui Mihai, în timp ce o să vorbească Mihai Ogrinș. Eu am adus de acasă repede cât am putut câteva reviste, câteva suplimente al tine, pentru că dacă din cărțile alea, din ce a publicat el, eu mă ofer să-ți găsesc editor cu toate editorialele lui Mihai Creangă, dar și cu articolele care sunt documente de după 90 împotriva comunismului. Mulțumesc foarte mult! Și e scrisă ca și când ar fi din partea unor ziariști. Noi înșine, în calitate de slujitori a presei, ar trebui să ne apărăm atributele de ziariști. Să exprimăm realitățile vieții, să exprimăm opiniile noastre și ale concetățenilor noștri. Să facem publice abuzurile regimului Ceaușescu, agresiunile zilnice, să descriem mizeria morală și materială. Fapte cunoscute și de noi și de dumneavoastră. Din păcate, nu putem face nimic din acestea, deoarece mijloacele practice sunt în puterea conducerii. De aceea ne vedem obligați să vă rugăm pe dumneavoastră, deci către cei de la Europa Liberă, să faceți publice și să vă solidarizați cu colegii noștri și ziariștii Mihai Petre Băcanu de la Cotidianul România Liberă, ar fi liberă, dar fără comunism, absolvent al Facultății de Filologie, Anton Ungu, ziarist la aceeași ziar, absolvent al Facultății de Filologie, și Mihai Creangă, ziarist la revista România Pitorească. Ar fi ea pitorească, dar fără Ceaușescu. Absolvent al Institutului de Artă, Dramatică, Critic Teatral, și Alexandru Chivoiu, linotipist. Ei au fost arestați inițial de organele securității în perioada 25-27 ianuarie 1989. În prezent sunt în stare de arest, anchetați de securitate și Procuratura Militară a Municipiului București, sunt lipsiți de apărare, maltratați fizic și moral, fără dreptul de a avea un apărător legal, fără contact cu familia, în condiții de hrană și igienă îndoielnice. Acuzația este aceea că ar fi imprimat și difuzat manifeste cu îndemnul de a opune rezistență lui Ceaușescu și celor din jurul lui. Uh,
mesajul continuă așa, ca și când din partea unor ziariști se scuză că ei nu pot să scrie ce e în țară și se potrivește foarte mult cu gândurile lui Mihai Creangu, care așa frumos le-a transmis în acest interviu, care mi se pare foarte actual și care ne l-aduce aminte în toată bunătatea pe care, deși eu nu l-am cunoscut multă vreme, a și transmis-o, dar îmi aduc aminte iară de entuziasmul care era atunci, după 90, cu privire la ce putem noi să facem și presa și ce va realiza presa. A fost după piața universității, acum se pare că e așa o oarecare anchetă. Dar oricum e mare lucru că și acum, uite, lucrurile astea rămân. Și încă o dată, mulțumim pentru invitație și gânduri față de Mihai Creangă, față de tot cine la România Liberă, România Pitorească și față de această parte a ziariștilor care au ținut sus steagul și au făcut cinste meseriei de ziariști. Thank you.